tu, care ai fost jurnalist și ești un om drept și corect și te știu și eu așa, cu toate acestea, te-ai aventurat într-o lume care nu e atât de corectă și nu e atât de dreaptă și nu are coloana așa bine înfiptă în principii morale, etice și știi, deci vorbim despre politică. Ai intrat în lumea asta care este extrem de gri și am intrat și am ieșit. Păi da, dar ce ai vrut să faci? Nimic. Ai crezut că schimbi lumea? A, nu. De ce te referi la cei 4 ani în care am fost consilier general? Nu știu așa, că te-ai băgat. Am băgat. La când am ieșit la pensie, a zis Gabi Firea, hai mă, să facem un consiliu general și cu tine. Și m-am dus. Dar asta te-ai dus? Toată implicarea la politică. Pentru că? Te-ai dus pentru, pentru că am zis că o femeie care este și colegă cu noi merită să fie ajutată în toată povestea asta. După care am descoperit că nu-mi place foarte mult lumea politică, dar asta e. Și am încercat să facem pentru orașul ăsta ceea ce nu s-a văzut că am făcut. Las că se vede acum.